Bună ziua, dragi prieteni din Berbec! Haideți să vă vedem puțin la Berbec pentru luna iulie, da? Ce se va întâmpla în iulie? Am să fac așa în general, doar să vedem ce vă iese. Nu foarte lung, pentru că... Așa. Hai să ne gândim prima dată la serviciu, după aceea la bani și sănătate, pentru că dragoste, hai să vedem și la dragoste. Și dragoste. Deci, la serviciu sau afacere, dacă aveți, arată ceva rapid se va întâmpla, vești rapide puteți primi. Puteți primi despre un nou început, despre un nou proiect, o schimbare în serviciu, ceva ce vi se pare că nu este foarte bine, vi se pare prea rapid sau lucrurile nu se gândesc, ar trebui să se gândească mai mult înainte să facă o schimbare la locul de muncă. Arată că vorbiți foarte mult, veți avea multă comunicare, multă conversație la serviciu și în ceea ce faceți dumneavoastră. Arată că unii avansați, promovare, ceva neașteptat, se poate întâmpla rapid, poate foarte rapid. Și un progres. Și vin vești, vin vizită, poate să fie. Mai văd că unii poate ați fost în concediu sau ați fost plecați puțin și vă reîntoarceți la locul de muncă. Unii arată că sunteți noi, că începeți acum ceva nou. La fel și în la bani. La banii poate să faceți ceva nou ca să faceți ceva nou ca să aveți mai mulți bani, ca să vă intre mai mulți bani, iarăși conversații, pot fi ceva vești rele la bani, ca și când să dați undeva, creșteți, primiți bani și parcă îi dați. Și asta vă supără. Mai poate să fie o fericire, iarăși, că primiți acești bani, dar apoi că vin oameni sau ceva, vreți să faceți o strategie pentru bani, pentru un nou proiect ca, sau ceva nou să faceți ca să faceți mai mulți bani. Oricum, relațiile la serviciu și cu banii, relațiile cu care lucrați sunt foarte bune, vă înțelegeți foarte bine, va fi foarte bine. Mai poate fi la sănătate. La sănătate poate aveți o boală și sunteți, faceți o terapie alternativă sau cu oasele aveți probleme, articulații, șoldurile, să vă doară spatele, șoldurile, poate fi reumatism, iarăși dureri de cap, mai pot vedea, da. Așa, mai văd aici la bani că cineva vă ascunde ceva, vă minte sau încearcă să vă înșele cu niște bani, poate fi la serviciu să nu vă dea salariul cum trebuie sau să facă anumite. Văd că vorbiți mult despre bani, mai văd ceva la serviciu sau la bani că este ceva care nu este oficial încă, poate fi legat de bani. Așa. Așa, în dragoste. În dragoste mi iese că... Nu știți sigur ce se va întâmpla, că ați început o relație sau sunteți într-o relație cu cineva. Aici vorbesc despre cineva nou. Da? Poate fi o persoană nouă.
Nu știi sigur ce se va întâmpla cu această persoană. Poate fi partenerul sau poate fi altă persoană. Apoi văd unele persoane care se divorțează, dar o persoană nouă cu care nu știți ce se va întâmpla, aveți nesigur, confuzii, îndoieli în această relație. Și e pericol, durere, poate că v-ați despărțit de cineva și încă mai suferiți după acea persoană, încă vă mai întrebați dacă va reveni sau dacă așteptați. Unii, da? Deci nu toată lumea. Dar și o relație nouă care nu vă... Eu nu cred să fie ceva bun, pentru că văd distanță, că se va distanța această persoană. Că aveți îndoială, dar totuși se va distanța. Nu văd nimic serios. Poate cineva care a venit v-a promis ceva și acum se retrage. Dar și unii suferiți foarte mult. Aveți o încărcătură, o tristețe, o suferință în dragoste. Sigur că asta în consultație privată văd mai bine. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.